Imagini șocante într-un microbuz școlar în comuna Argeșeană, Stoinești, înfuriat la culme de faptul că elevii s-ar fi comportat inadecvat, șoferul s-a năpustit asupra unui băiat și l-a scos cu forța din microbuz. În tot scandalul și-a făcut loc și primarul, care i-a dat dreptate șoferului, cu care, nu întâmplător, este rudă. În imaginile publicate pe rețelele sociale se vede cum în microbuzul plin cu elevi, șoferul apucă de geacă un copil aflat pe un scaun și îl trage afară, în ciuda țipetelor celor din jur. Conform reprezentanților Poliției Județene Argeș, pe drumul spre casă, băiatul împreună cu alți elevi ar fi vorbit urât șoferului, ar fi făcut gălăgie și mizerie. Șoferul ar fi reacționat agresiv din cauza insultelor. Edilul PSD din comuna argeșeană Stoienești, Ion Marin, spune că de vină ar fi fost de fapt un conflict între elevi, iar șoferul ar fi intervenit să-i despartă. Copilul s-a luat la ceartă și la îmbrâncel cu alți copii. Șoferul l-a rugat să stea cu minte, dar nu a stat. A oprit microbuzul pe dreapta și a tras de el să-l dea jos. Nu l-a omorât. Ce era să facă? L-a luat și l-a dat jos firarel de copil al ciumii de obraznic. Că asta e realitatea și copilul a fost de vină. Eu i-am cerut șoferului să-și bage demisia și să plece. Nu e pe criterii de rudenie aici. Într-adevăr, a fost cam recalcitrant, pentru că l-am angajat că nu aveam alte soluții, a declarat primarul Ion Marin. Deși edilul afirmă că nu e pe criterii de rudenie, șoferul microbuzului este rudă prin alianță cu el. În urma incidentului, șoferul de 43 de ani, care era angajat de doar 6 luni, se află acum în preaviz pentru 15 zile. Iar în perioada următoare, timp de 2 săptămâni, o să fie însoțit în microbuz de un reprezentant al unității de învățământ. În acest mod, șoferul nu ar mai fi nevoit să aplaneze eventualele conflicte ce pot să apară. Pe lângă sancționarea șoferului, părinții copiilor implicați au fost amendați cu 500 de lei pentru neluarea măsurilor necesare de a împiedica de la fapte de vagabondaj.